Meciul dintre proiectantul Dănilă și conducerea Institutului Național de Patrimoniu a fost transferat la noi acasă și s-a reușit să se arate țării întregi că la Târgu Jiu s-au întâmplat anumite nereguli în ceea ce privește lucrările de reparații la poarta Sărutului. Mai mult, Florin Cârciumaru explică gestul proiectantului prin faptul că Dorin Dănilă și-ar fi dorit să se ocupe de lucrările de la poarta Sărutului, care au costat 370.000 de lei, bani dați de Institutul Național al Patrimoniului, dar acest lucru nu s-a putut face. Era și normal că proiectantului i-a fost necască, nu a fost lăsat să facă el reparațiile, ceea ce nu era corect, pentru că intra un conflict de interese, deci nu poți să fii și proiectant și în același timp prin societatea ta și executant. Și iată că de la toate aceste neînțelegeri s-a ajuns unde s-a ajuns. Ieri s-a stabilit ca proiectantul Dorin Dănilă să formuleze un memoriu care va fi înaintat primului ministru Victor Ponta. Pe baza acestuia se va constitui o nouă comisie care va verifica cele sesizate. A rămas stabilit ca dânsul să pună pe hârtie toate observațiile pe care le consideră că sunt nereguli prin nerespectarea proiectului, ca aceste observații, într-un cuvânt, un memoriu să ajungă la domnul prim-ministru, și eu sunt sigur că domnul prim-ministru, citind memoriul respectiv, știind practic toată povestea, cât de greu a fost să aducă acei bani la Târgu Jiu necesar pentru reparații, va trimite o altă comisie de specialiști. Ieri, recepția lucrărilor de la poarta Sărutului a fost întreruptă după ce proiectantul general al lucrărilor, Dorin Dănilă, a refuzat să semneze. Tot ieri, reprezentanții Institutului Național al Patrimoniului au remis un comunicat de presă prin care anunța că Dănilă va fi acționat în instanță pentru calomnie după ce proiectantul le-a adus o serie de acuze membrilor comisiei de recepție, reprezentanții ai Institutului.